Eu vă salut cu pacea Domnului și mă bucur pentru ocazia aceasta care o am, ca o să mă restructurez și să fiu ca desertul pentru dumneavoastră. Și mă numesc George Aroiu, eu am lucrat la brigăzile antiteroriste în București și în 96, pe lângă alte intervenții, am intervenit la sala polivalentă aici în București. Numai că n-am avut ce face, că era o întâlnire ca dumneavoastră, așa, oameni liniștiți, și am constatat că Dumnezeu trebuia să intervină la mine, că cineva mi-a dat un Noul Testament în ideea, luați șeful și citiți că e bine. Dar șeful n-a citit. Numai până când Dumnezeu a îngăduit o stare de criză și șeful s-a luat să citească Noul Testament, să aplice în viața personală, apoi am dat o Biblie mamei mele, care suferea foarte mult pe sistem nervos, tratamente. Tatăl meu se purta foarte violent în familie și am dat Biblia mamei mele să citească. Când a văzut cum vindecă Domnul Hristos, s-a pus pe genunchi, s-a rugat și Dumnezeu să fie lăudat că a vindecat-o pe mama, iar la 63 de ani a dat de permis să poată să se descurce. Iar tata, dacă s-a drogat cu carpați și cu țigări atâta timp, i-am spus că mă rog pentru el și îmi spunea, poți să te rogi până ți s-o toci genunchii, că eu nu mă las de țigări, așa că m-am rugat pentru tata și s-a trezit tata acum 14 ani cu scârbă de țigări, banii i-a economisit și și-a luat mașină cu un Renault Symbol și merge cu mama la biserică. Iar în prisma a ceea ce lucrez și în colaborare cu penitenciarele pe reintegrare socială, am predicat într-o biserică și să mă leg de ce a spus dumneavoastră de droguri, a venit un tânăr la urmă și mi-a zis ce să fac, că uite eu mă droghești așa, zic uite, hai să ne rugăm și te-a pus să citești Biblia. Și Domnul să fie lăudat, Dumnezeu a ascultat rugăciunea, nu se mai droghează, s-a botezat și acum lucrez cu el în lucrarea de prevenție. Iar cu ce o să închei, lucrăm în prevenție în școli. Avem un proiect la care am lucrat, prevenția anulează detenția. Și am făcut în colaborare cu penitenciarul Găiești, în județul Dâmbovița. Și comisarul de penitenciar, când a văzut cum se lucrează și cu deținuții care se reintegrează, a zis, veni și la cumnatul meu că numai scandaluri face în casă. Și ne-am rugat pentru cumnatul, i-am dat și lui Biblie. Când a văzut acum comisarul, a început să citească și el Biblia și a mers cu noi în proiectul acesta. Ne-a rugat că în proiectul acesta scotea și un deținut din penitenciar ca să spună, nu faceți ca mine, ca să nu păziți ca mine. Și eu mă rugam să-i aleagă Domnul să nu vină din ăștia, că vin unii care îi explică de droguri, de tineri începe să se apuce. Și noi ne-am rugat în mod special să scoată de ăștia care e în planul Domnului. Și, dragii mei, n-am cuvinte să-L lau pe Domnul, că a ieșit un deținut care m-a șocat că le-a spus la elevi să citească un capitol din Noul Testament pe zi. Și mie mi s-a deschis luminița cine îi dă Noul Testament la copii. Domnul a lucrat și printr-o biserică, nu le dau numele acum, mi-a pus la dispoziție peste 3.000 de Noul Testament. Comisarul în haine a mers și a dat Noul Testament acolo. Dumnezeu să fie lăudat, că Dumnezeu își face lucrarea. Mulțumesc! Am fost la conferința polițiștilor creștini din România și a fost mai oficială treaba, dar eu n-am putut să nu stau, m-am rugat, m-am dus cu mâinile goale, cineva mi-a dat 250 de Noul Testament și cu ajutorul Domnului toate au fost date. M-am bucurat foarte tare că erau niște tineri cu lanțuri, cu plete, așa, și am abordat, au luat Noul Testament, am și fotografie cu ei, a zis, dați-mi unul să-i dau și mamei mele și sunt sigur că Dumnezeu își va face lucrarea din punctul ăsta de vedere. Domnul să fie lăudat că eu am urmat ce spune Biblia, inclusiv cu familia, m-am rugat, aveam un prieten, zice, băi, ne mai ia și pe noi cineva? Că ne lovise și pe noi, ne cazul în trecut, înainte să citim Biblia. Zic, măi, pe tine nu știu, că nu prea ai luat-o în serios cu Biblia, dar eu când citesc, eu de când m-am întâlnit cu Domnul din 98 până în prezent, citesc toată Biblia în fiecare an. Domnul să fie lăudat. Și zic, citesc
pe 1 ianuarie cele trei capitole unde scrie Domnul că nu e bine ca aroiul să fie singur. Am să-i dau un ajutor potrivit. Și am lucrat pentru deținuți și pentru prevenție și Domnul într-o biserică a scos în cale soția potrivită și ea este acum învățătoare, avem o fetiță și îmi pare rău că nu le-am luat și pe ele, că mai era locuri aici libere. Da. Trebuie să mă pocăiesc data viitoare. Vă mulțumim în mod deosebit pentru toată lucrarea care ați făcut-o aici și vă mulțumim o special pentru că mi-ați acordat timpul acesta. Aș mai spune un minut. Eram la un colegiu în Târgoviște și când am spus preotul ortodox coordona activitatea și când ne-am dus la doamna directoare să dăm Noul Testament la copii, a zis nu, doamna directoare. Și a venit preotul ortodox, zice, veniți puțin. Dați-mi mie 100 de Noul Testament, că duhovnicul meu mi-a spus să citesc psalmii până naște soția mea. A avut soția care a născut. Și ce am citit psalmii până pe la 146-7. Și a venit timpul, a luat-o pe soție la spital, s-a dus acolo, s-a dus, și nu mai năștea soția. Și m-am dus la mașină, am luat psalmii și când am zis la 150 amin, m-a chemat să-mi fac copil. Și zice, eu știu ce e asta, Biblie și Noul Testament, dați-le încoace că le dau la cei mai buni copii. Deci Domnul se îngrijește și sunt suflete care le scoate Domnul din gheara vrăjmașului care le ține rob. Mulțumesc frumos!